Cindy și-a panicat cu echipierii de la Survivor după ce a fost luată cu ambulanța după consiliul de urgență. Cel care a oferit mai multe detalii despre ce s-a întâmplat cu Cindy a fost Andrei, care a recunoscut că războinica i-a băgat în sperieți pe coechipierii ei în momentul în care i s-a făcut rău și nu mai era capabilă să răspundă întrebărilor puse de medic și de colegii săi. Mai mult, Andrei a dezvăluit că a văzut-o pe Cindy cum i se înmoaie picioarele, iar războinica i-a mărturisit că se simte foarte amețită. După consiliul de urgență, Cindy a început să se simtă foarte, foarte rău. Când am ieșit din consiliu, eu și Marius eram fix lângă ea, am întrebat-o dacă se simte rău, nu răspundea. La un moment dat, i s-au lăsat puțin picioarele și zicea că se simte foarte, foarte amețită. Am strigat la doctor, a venit, se uita la ea și a început să-i pună niște întrebări. Ea nu răspundea și ne-am cam panicat. Nu știam ce se întâmplă cu ea. Știam că e foarte amețită, nu știam dacă se va întâmpla ceva mai rău pe moment. La câteva minute a venit ambulanța, a luat-o și au dus-o la spital. Momentan nu știm nimic despre ea, dacă i s-au făcut ceva analize, probe, nu știm nimic, a spus Andrei.